prima probă mi s-a părut puțin dificilă, deoarece întrebările au fost puțin complicate și răspunsul trebuia să fie dat prea rapid. Adică 30 de secunde pentru o întrebare foarte amplă e puțin. Răspunsul lui Mario Dakar a fost cel mai bun din punctul meu de vedere. Deoarece și-a apărat prietena datorită hate-ului pe care îl primește și a fost sincer, chiar a fost foarte sincer. Cu Alex nu am mai lucrat până acum. Este unul dintre tiktokerii mei preferați, mai ales pe tranziții. Și chiar mă bucur foarte mult că am făcut echipă cu el, fiindcă chiar îmi doream să fac echipă cu el și chiar facem aceleași chestii pe TikTok, oarecum, pe tranziții și pe fashion. Adică nu m-aș fi văzut cu altcineva în echipă. Noi nu știam la început ce să facem, pentru că noi chiar nu vorbim, noi ne pricepem la tranziții. Și la început a fost puțin dificil și apoi ne-am gândit să facem tot ceea ce ne aparține nouă, adică tranziții, și ne-am gândit să o facem într-un mod mai funny, vorbind ardelenește, eu nu sunt ardeleancă și m-am învățat el pe loc să vorbesc ardelenește, ceva wow, și cred că chiar a ieșit o treabă foarte bună, chiar sunt mândră de ceea ce a ieșit.